părinte, părinte, puțin am făcut, puțin. Cum așa? Veniți toți la spovedanie, părintele îndeplinește orice dorință, nu uitați portmoneu. A, corect, corect, portmoneu, să uitați. Cosăteni, la spovedanie, părintele îndeplinește orice dorință, nu uitați portmoneul! La spovedanie, la spovedanie, fără portmoneu să nu veniți! Adem acasă că nu auzit pe tot satul. Alo? Cu mătri? Da, 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 cu mătri. Așa, plus. Cu mătri, este, este, mă... Stai, stai, stai! Zic, s-o scunchi cu 500 de lei, 2500. Auziți, doamna, s-o scunchi tu alea tariful, că înțelegeți timpurile astea, tot s-o scunchi. Nu-i problemă, nu-i problemă. Bine, 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 dacă nu-i problemă, bine, ok. Bine, o cumătrie, pun o cumătrie. Alo, alo? Părinte, tariful, tariful la nuntă. Stai, chiar era 4000? Aha. 6, 6, 6, 6. Alo, auziți? 6.000 o să coste. Da? Bine, pe ce dată? Plus o nuntă. Bine, bine, am înțeles, am înțeles. Da, spune, spune că dacă cu 6.30 școlașii noi aducem. Sfințiți. Doamna, doamna, dacă cu 6.30 noi aducem școlași sfințiți? Bine, bine. La revedere, la revedere. Hai că de acord, de acord. Așa, 6500 cu colaj plus colac style. Oh! Este, este. Oh! Care, care, super. Hai, hai, stai. Oh, hai. Alo, da? Botez! Părinte, cât e tariful la botez? Of, stai să mă gândesc, mă gândesc. Ți-i 4.000 jumate. 5.000. Hai, 5.000? 5.000 botezul. Nu-i problemă! Mulțumesc la... O secundă, o secundă! Alo, da? Sfințitul casei? Sfințitul, ia, dă telefonul cu așa! Așteptați, așteptați o clipă! Cu sfințitul... A, nu, mă scuzați, nu voi cu sfințitul! Nu, nu! Nu, mă... Părinte, mă scuzați, copilul sfințăm? Stați că sunt pe altă linie, scuzați! Și care cu sfințit? Tariful la sfințit! Dar la cum trei, cât am zis? Nu știu! 5.000 și acolo. Dacă are de sfințit, a sfințat. 5.000! Da, nu sunteți voi cu sfințitul. 5.000 sfințitul. Așteptați o clipă. Bună ziua, părinte! Eu îmi doresc... Stai că nu cu asta să începi. Bani! Poftim, părinte. Asta-i tău? Da. Numai 100 de lei. Cred că dorința pe jumătate. Pe jumătate, părinte. Și? Și probleme aveți dumneavoastră? Și dorință vreți? Părinte, eu vreau să zbor. Ian, vin aici la ușiță și pun-te în genunchi. Am ușă-i să zbori. Fly mode. Fly mode. Închide ochii. Închide ochii, am ușă-i să zbori. Hai să simți cum zbori. Simți? Simți? Yes? Yes. Dar ridică mâinile în sus, sus. Nouri trec prin fața ta. Simți cum zbori? Zbori! Yes. Eu zbori! Da, închipuiți dacă dădeai nu 100, dar 200. Din nori nu te coborei. Da. Dar așa, din păcate, trebuie să aterizezi deja. Hai, poți să deschizi ochii. Ai văzut? Aterizat? Da, da, că dădeai 200, puteai zbura și cu ochii deschiși. Las că data viitoare. Așa? Hai? Da. Dar spai să mai zbor o dată, dar pe datorie. Of, băițele,
pe datorii, știi cum, las că altă dată mai bine, zvii cu bani și ai să zbori așa cum trebuie. Că rândul e lung și rândul e sfânt, știi cum? Lumea așteaptă. Mă, hai, ne auzi, da. La revedere, părinte! La revedere! Mai vin și mai zboară încă dacă 200 de ani. Da, părinte! Azi și beghine. Da. Următorul! Bună ziua! Și cine la urmă? Eu. Tare. Da, măi, eu ce rând face așa greu merge. E, cred că îndeplinește dorință. Hai, stai ca procedez. Bună ziua, părinte! Bună ziua, bună ziua, nene! Spate să vin la dumneavoastră cu capra mea să mă discând. Da, desigur. Și aveți probleme ceva? Da, da, probleme. Numai decât, dar în primul rând, știți cum, acolo așa a fost vorba, de portmoneu, de bănuț. Am o leacă ce ca ieșea, ia ca, părinte. Și. Ia ca, părinte. La culoare? 100. Merge, merge. Hai, spune, care e problema? Problema e că nu de lapte, și poate că sunt țapăle bun și ne-a dat lapte mai mult. Așa. Ian, poate grăiesc eu cu capra asta. Ia că poptim eu, dacă vreți, vă dau la sat. Am ușa să grăiesc eu cu dansa. Bă, 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 înțeles care-i problema. Mai în scurt? E o problemă tare mare. Da? Ar mai trebui niște rubli, dar lăsăm pe data viitoare, că n-ai să mai intre. Ma ta, ai să aduci, da? Bun, bun, părinte, bun. E, are nevoie să și bă niluită. Niluită? Și să dă-i mult lapte. Asta e tot problema. Nu mă și ne-a spus. Dar cum să-mi niluiesc? Cum? Ei, ia mâma ta asta cu, știi cum, trebuie să fie adăugător. Și asta spune-mi cum, detajanți că încă 200 lei mai trebuiască. Vin și încă 4 vă aduc, nu mă sunt de lapte. Bun, ia că când veniți, vă spunem. Bun, mulțumesc. La revedere. La revedere. Numai bine. Bine. Ța, 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 căpriță, ța, nu mai zăcărel, ți-o-i da. Au, e dos. Stai ca să mai vin și cu 400, eu zic. Bună ziua, părinte! Bună ziua, dar și n-ai mâncat azi ca așa rău te auzi? Ei, da, am emoții, că-s pe prima dată. Pe prima dată? Asta cum? Prima dată vin, părinte. Prima dată. Da. Bun, cu și problema ai venit? Veni. Cum să-ți spun, părinte, eu sunt și așa frumoasă, eu știu, dar vreau să fiu cu ca Angelina Jolie, o știți? Ca Angelina Jolie, dar portmoneu ți l-ai luat? Da, 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 părinte, da. Cât te lasă inima, dar și cu cât mai mult, cu atât mai bine, cum să zice, știi? Hai, părinte, vie-ți matale de-am acolo, cum? Trezește, trezește, că mușos! Tot e bine, suntem mulțumiți și dorința ta să îndeplinească, da, e foarte bine. Dar eu cred că proceduri de astea ați trebuiască, de făcut mai mult sau nu? Sau e bine așa? E bine așa. E bine așa. Când așa? Părinte, când? Deci vrei să devii ca Angelina Jolie? Da, da, părinte, da! Eu pot să fac ca să devii ca ea în tinerețe? Tinerețe! Ia vin aici, în genunchi, hai! Așa, închidem ochii! Închidem ochii! Închidem ochii! Închidem ochii și ne închipuim că se întâmplă transformarea. Simți căldura de la mâinile mele? Părinte. Asta înseamnă că tu te schimbi radical. O să arăți amuș așa, că nu o să-ți vină să crezi. Dar pentru asta, o să-ți dau oglinda. Ești gata? Da, părinte, da. Ridică capul și uite-te în oglindă. Chiar așa arăt eu, Doamne, dar păi sunt mai frumoasă. Eu, amu,
cea mai frumoasă, părintele nostru face minuni. Să spui la tățatul că noi schimbăm absolut și îndeplinim orice dorință. Pentru o sumă foarte simbolică. Matușca, mulțumesc! La revedere, sănătate! Și tot și vouă vă să îndeplinească tot ce v-ați pus în plan. Da, da. Și e primit. Bună ziua, părinte! Bună ziua! Iar mă tale! Dar pe mai am și alte eu nevoi pe capă, nu numai cu capră. A, tu ai venit numai pentru capră atunci? Am venit că eu am cântat și am cântat și cânt nu rău. Aha. Dar eu sunt un artist mare de pe scenă să cânt. Aha. Și mă ta să înțeleg că ai vreo problemă, da? Nu poți cânta, mă, sau ce? Problemă. Pot cânta, dar nu chiar așa cum trebuie să cânti scenă. Aha. Dar eu am o întrebare la matale, știi? Da. Dar mă ta servești din când în când? E cândva, dar nu prea. O, gine faci, nu trebuie să servești, băutura asta nu-i bine. Da. Dar noi avem un elixir fermecat, după și bei 50 de grame. Mă. Da, și asta e suc, asta nu-i ceva alcool. Măi, măi, începe a cânta ca în tinereță. Măi, 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 talentul se naște. Talentul se naște din nou, a doua. Iacă, ești gata? Vă mulțumesc. O, da, ia, muși turnăm noi, nu 50, 60 turnăm. 60, da? 60, sau 100, da. Hai că și 100 ați turnăm. Facem. Facem, facem, adărâi. Părinte, am ajuns. Așa, aista e elixirul fermecat și-i sfințit. Amuma ta trebuie să-l bei fără să te oprești. Și să dai drumul la răsfoare după și termin să-l bei. De trei ori. De trei ori să beau din drânsul. De trei ori să dai drumul la răsfoare. Și după aceea, mata ei, acordeonul în mână și să vezi cum ai să cânt. Artist adevărat. Măi băieților, hai să vă văd sănătoși. Mulți ani înainte. Mulți ani. Cum s-a părut elixirul ăsta? Foarte bun, așa-i? Ia că-i bun, măi băiesc, măi. Ia uite că când, că când... Îți dă viață, energie, nu? Da, uite. Ia-mi, deschide acordeonul să vedem. Trage o cântare! Să faci! Hai! Aveți, te ascultăm o zi întreagă înainte și tot în noapte, dar e rândul mare. Ai văzut cum s-a prinit? Vă mulțumesc frumos! Să nu uiți, matare, când te duci în sat să zici pe mahala că cei mai buni care îndeplinesc dorința, asta suntem noi. Să și e prinit! Să și e sănătoși, mulțumesc frumos, la ce să-mi să-i spun? Și matare de asemenea. Că așa, părinte, și așa... Matușcă, oh. Mai rar. Da, sunt de acord, sunt de acord. Noi suntem unici. Unici. Și sănătoși. Mâna bine. Bună ziua, părinte. Să mai zici și sărut mâna, părinte. Sărut mâna, părinte. E loc, dragul meu, e loc. Și problema ai tu? Eu vreau să trăiesc la oraș. Așa, și problema asta e și ce te încurcă? Nu știu. Da, eu mă ating că știu. Iată, eu mă pornesc, dar nu ajung. Aha. Nu ajungi, dar pe ce, nu știi drumul sau ce? Da. Dar cât e biletul, omul, până la oraș? 6 lei. 6 lei. Uite, ne dai nouă 100... Puternică dorința, puternică. 200. 200 de lei și noi îți zicem cum să ajungi. Bine. Și ții așa strâns. Nu trebuie să ții. Trebuie din suflet să-i dai. Așa.
Mai scurt, mâine dimineață, la ora 6, te duci în centrul satului, vine o rutieră, un sprinter de seala lung. La stația fermecată. Băi, cum altfel? Tisui intră însa și ajungi la oraș. Și-ai și fericit. Spui din partea la părinte. Da, el a să înțeleagă. Duc în centrul orașului. Mulțumesc, părinte. Sfet? Prinit. Da, prinit. Prinit. Și prinit. Sărut mâna. Ah, da, da. Sărut mâna. Hai, numai bine. Corc banii, părinte! Bună ziua, părinte! Bună ziua, bună ziua! Sărut mâna, părinte! Așa, care-i problema voastră? Și acolo? Normal? Da, părinte. Vreau mai mulți bani. Dar cine nu vrea? Cine nu vrea, da. Taneta ale femeia ta și vrea. Da, eu vreau că omul să aibă bani și eu lecțic. Mă, că le puțin de așa. Dar știi cum e? Ca să ai bani, trebuie să dai. Ați pregătit acolo, da? Da, da. Dacă dai, ai. Dacă dai, ai, corect. Și dai, ți se întoarce? Și însuți. Hai că am făcut-o. Așa. Șap și voi, bani nu mai aveți sau ce? Dacă, părinte, aici te-s ultimii. Ah, s-s ultimii? Voi vreți să-i înmulțeți sau ce? Da. Au venit la locul potrivit. Uite, te duci acasă. Te uiți sub pernă. Dar după 12 noapte. Sau nu, stai. După 12 sau nu după 12? După 11 jumate. După 11 jumate. Că asta nu-s poveste este, cu zmeu. Auzi, mă? După 11 jumate te duci și trebuie amândoi, tu dintr-un capăt de pat și ei dintr-un capăt de pat, apucați amândoi odată pierna și o ridicați repede și ziceți: unde-s banii? Banii să ieși și ai să vezi câți banii să ai sub pierna. Important să crezi, important să crezi. Da, să crezi, chiar dacă n-ai să vezi nici în chipul îți scrieți ceva acolo, oricum. Da, numai să crezi, că dacă n-ai să crezi, posibil și nu-ți prânească. Așa că... Mulțumesc, părinte. Da. Dar dacă ceva nu înțelegeți, mai luați un gențul de veniți la noi, noi îți vă explicăm mai detaliat. Bine? Părinte, dă sărut mâna, părinte, dă mâna sărut. Știm? Așa. Mulțumesc, părinte. Numai bine. La revedere. Ah, la revedere. Îmbogățiți. Următorul să vină la noi. Să vină la noi. La bună noi. Ziua, părinte. Bună ziua, bună ziua, bună și vă inima. Mulțumesc. Și problema ai, Matale? Și dorința? Mare problema, am mult de prășit, părinte. Și vreau o sapă electrică să prășească singură. Și timpurile noastre au și noi o sapă electrică, a? Și aveți bogați. Și eram bogați. Da, știi cum? În ziua de azi, tot se poate de făcut. Tot se face. Dorință să ai și finanțe, cum se zice. Și mata acolo ți-ai luat portmoneu? Am, părinte, o leacă. Cât te lasă inima sau cât poți, da, poți mai împrumut dacă nu-ți ajunge. Așa. Mergi. Așa. Eu, mata, te aproape cu urechea aici la margină și îți spun un secret. Dar să nu îl zici la nimeni. La nimeni. Te duci pe deal. Închizi ochii, iei sapa mână și dai răbde din mâini. Și când ai să deschizi ochii, ai să vezi că tata și mă prășit. Dar să nu spui la nimeni secretul ăsta. Nu, părinte, bine, părinte, bun. Hai, să te văd numai cu bine. Mulțumesc, numai părinte, cu bine. Numai cu bine. Hai. Mulțumesc, părinte. Hai. O zi bună. Hei, amu, să numărăm bani. Ah, eu ne închipui, amu, poți să ne cumpărăm și o dacie automată? Da, părinte. Dacie? Da. Nu. Nu dacie, părinte. În ziua de azi nu cumpăr nimic dacie deja. Noi la banii care facem putem să ne permitem și Mercedes. Mercedes? Da, Mercedes? Benz, da. Cea care hai Mercedes, hai în avion, hai. Da? Netăluță, alegi culoarea? Și tu marca sau ce? Nu. Netăluță culoarea pe din afară, dar eu culoarea pe dinăuntru. Aha. Eu vreau ceva așa alb. Alb? Da. Putem să ne permitem să o spălăm. Dar eu și ceva și negru, așa, știi cum?
în stilul nostru. Cu negru. În stilul nostru. Alb cu negru. Alb cu negru. Da, da. Părinte! Ia uite, și așa multe lume s-au rămas de la poartă. Și s-a uitat. Gata, Fibin! Gata, Rulio! 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 Rulio!